În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, domnule primar, iubiți frați și surori, am venit cu bucurie și entuziasm să-l prăznuim într-un mod anticipat pe ocrotitorul bisericii dumneavoastră, pe Sfântul Cuvios Ioan Iacob Cosevitul, cel mai apropiat ca și timp sfânt canonizat în biserica noastră, apropiat de toți românii și de românii care calcă în mod special pragul mănăstirii de pe Valea Hozevei, unde moaștele sale se află întregi, așteptând pe confrații lui și făcând minuni nenumărate. Meditația pe care doresc să o fac părtășie cu dumneavoastră astăzi, pornind de la personalitatea Sfântului Ioan Iacob Hozevitu, aș încropi-o în jurul chemării la sfințenie. Ori fi multe definițiile pe care cineva le-ar putea da sfințeniei și Sfântului. Însă mie una îmi place în mod deosebit, pentru că ni se poate adresa deopotrivă tuturor. Ce este sfințenia? În cuvinte scurte, sfințenia este timpul scurt petrecut bine. Sfințenia este timpul scurt petrecut bine. Această definiție este în duhul cel mai firesc al Evangheliei Domnului Hristos. Și aș tălcui-o mai înainte de orice, pornind de la cuvintele sale, atunci când se adresa poporului, așa cum suntem noi astăzi, și le spunea: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. De aici pornește această metodologie a sfințeniei, dacă este să o numim așa, timp scurt petrecut bine. Dacă timpul este atât de scurt, nu avem vreme să facem lucruri neimportante, nenecesare. Și de aceea Domnul zice: nu pierdeți timpul, căutați mai întâi împărăția mea, căutați împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă mai apoi. Ca să fim actuali și să folosim un limbaj adecvat, aș zice așa că viața noastră, acest timp scurt de altfel, indiferent pe câți ani se desfășoară ea, viața noastră nu înseamnă altceva decât timpul investițiilor. Peste tot se vorbește de investiții. Într-o formă sau alta. Acest cuvânt al Domnului care ne spune să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu vorbește de o anumită investiție. De o investiție care este durabilă și pe care nimeni nu poate lua de la noi, în împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte investiții pot să se soldeze cu faliment la un moment dat. Și e tare trist când falimentul se întâmplă la sfârșitul vieții. Și îți dai seama că ai muncit o viață întreagă și că te-ai preocupat de o grămadă de lucruri crezând că sunt bune. Și când ai ajuns la sfârșit, îți dai seama că n-ai făcut mare lucru. Și acest lucru se întâmplă pentru că n-ai avut o ierarhie foarte clară în viața ta, împărăția lui Dumnezeu și apoi după împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte ni se adaugă nouă și ne putem bucura de ele. Când nu există împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte, deși pot veni foarte repede, precum vin de repede la fel, se duc ca și când n-au fost niciodată. Și acum, cu referire la Sfântul Ioan Iacob, și cu referire la investiția pe care el a făcut-o, m-aș folosi de Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele 20 și 21. Ne spune Domnul Hristos în predica de pe munte cuvinte pe care tânărul Ilie Iacob de oarecând le-a auzit foarte bine și le-a înțeles ca pe propria lui chemare de la Dumnezeu. Zice Domnul Hristos: căutați-vă comori în cer, unde nici molia
nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Că unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Întru ce ne obișnuim inima, într-o aceea se și lărgește. Întru ce se odihnește mintea, într-o aceea se și lărgește. Înspre acele lucruri merge. Ați auzit și în cuvântul de la Evanghelia de astăzi, vorbind despre inimă, că inima este sursa lucrurilor bune sau sursa lucrurilor rele. Dacă în inimă cultivăm cele ale împărăției, cele ale împărăției se văd în afară. Dacă în inimă cultivăm cele ale lumii acesteia dezlipite de cele ale împărăției, cele care se văd sunt cele ale lumii acesteia. Și de fapt, inima este judecătorul nostru. După cum ne este inima, așa ne este viața. Și acolo se întâmplă întâlnirea cu Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care noi îl numim și judecător. Omul bun, zice Evanghelia de astăzi, se cunoaște după roadele sale. Dacă roadele sunt bune, omul este bun. Dacă roadele sunt rele, omul este în consecință. Dar ne mai atenționează și la un alt aspect. Uneori, noi răi fiind, știm totuși să facem cele bune. Dar nu le facem pentru că inima noastră este bună, ci pentru că vrem lauda celor din jurul nostru. Inima noastră este rea, dar facem lucruri bune pentru ca ceilalți să aibă un cuvânt bun despre noi. Așadar, unde este inima noastră, acolo este și comoara noastră. Unde este comoara noastră, acolo este și inima noastră. Și cuvântul cu care a început Evanghelia de astăzi este unul foarte profund, dar este și o judecată a noastră, foarte importantă. Zice Domnul Hristos, cine nu adună cu mine, risipește. Este o lege veșnică. Cine nu pune împărăția lui Dumnezeu mai înainte de orice, tot ceea ce strânge, se risipește la un moment dat. Cine nu adună cu mine, risipește. Și acum, Sfântul Ioan Iacob, înțelegând tot acest caracter efemer al vieții noastre, dezlipite de împărăția lui Dumnezeu de foarte multe ori, s-a orientat altfel. Și opera lui principală, după cum dumneavoastră sunt convins că bine o știți, este intitulată tocmai așa. Din Ierihon către Sion. Trecerea de la pământ la cer. Din Ierihon, pentru că este pământul, iată, unde l-a descoperit pe Dumnezeu în mod deosebit, din Ierihon a trecut în Sion, adică în împărăția lui Dumnezeu. De la pământ s-a mutat la cer, având acest cuvânt esențial, ca și stea polară în viața lui, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. Și pentru ca să ilustrez și mai bine, mi se pare mie, deciziile, alegerile pe care Sfântul Ioan Iacob le-a făcut în viața sa, mă voi folosi de două foarte scurte parabole pe care Domnul Hristos le rostește poporului care îl asculta și care exprimă foarte bine această ierarhie pe care el și-a cultivat-o în viață și această orientare care vine în consecință înspre împărăția lui Dumnezeu. Zice Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 13, versetele 44 până la 46. Trei versete doar, două parabole, făcând comparație cu două realități, în timp ce încerca să le spună celor care îl ascultau câte ceva despre împărăția lui Dumnezeu. Zice Domnul Hristos, asemenea este împărăția cerurilor, cu o comoară ascunsă în țarină, pe care găsind-o un om, a ascuns-o și de bucurie ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. E un verset foarte scurt. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu o comoară pe care cineva o descoperă într-o țarină, într-un pământ. Și atât este de bucuros că a aflat-o încât vinde toate cele pe care le are și se duce și cumpără acea țarină pentru a-și păstra comoara, așa se bucura de comoară.
Răstoarnă, iubiți frați și surori, aici criteriile omenești. Pentru că criteriile omenești ne spun cam așa, într-o perioadă de viață pe care noi o trăim, să adunăm. Vorbeam despre investiții, să adunăm. Să avem casă sau case, să avem mașini și vedeți că societatea în care trăim este și construită psihologic în așa fel încât să avem nevoie mereu și mereu de mai mult. Cumpărăm un telefon foarte bun, la un preț mare, anul acesta. Bineînțeles că este în așa fel făcut încât peste un an de zile să fie depășit de un nou model. Nu e că am avea nevoie de noul model de telefon, dar lumea în care trăim ne invită la așa ceva. Și atunci, din telefonul vechi îl schimbăm, luăm un telefon nou și așa mai departe. Am dat un simplu exemplu banal. La fel funcționează cu o mașină, la fel funcționează cu orice. Încât lucrurile pe care le avem în jurul nostru nu mai sunt pentru utilitatea noastră efectivă, ci sunt pentru huzurul nostru și pentru luxul nostru, pentru care, din nefericire, muncim foarte greu, foarte tare. Și aș zice că munca este mult mai mare decât bucuria care vine în consecință. În schimb, vedeți, această mentalitate pe care ne-o descoperă Domnul în această parabolă, e tare greu de înțeles pentru noi. Să renunți la toate, să le lași pe toate, să le dai pe toate și să-ți alegi mai nimica. Să-ți alegi o comoară despre care, de fapt, numai tu însuși știi. Ceilalți nici nu o cunosc, nici nu o recunosc pe deasupra. Pentru că această comoară este sămânța pe care Dumnezeu o pune în inimă. Este acea simțire a lui Dumnezeu. Este acea atingere caldă care te face să nu-ți mai dorești nimic din această lume. Care te face să pui pe locul 2 oricum, sau pe locul 3, sau pe locul 4, bunurile pe care tu le-ai avut față de ceea ce ai descoperit acolo. Zic încă o dată, pentru cei din afară nu se vede, nu se cunoaște și nu se recunoaște. Și ca să mă înțelegeți mai bine, merg mai departe. Cum ar fi ca într-o dimineață, copilul dumneavoastră de 20 de ani, absolvent de informatică, să spunem, în IT, doctor în IT, ți-ar spune, mamă, tată, eu vreau să plec la mănăstire. Eu vreau să mă fac călugăr. Probabil că părinților nu le-ar fi deloc ușor, ba mai mult decât atât, în majoritatea cazurilor ar încerca să îi oprească pe tineri. Pentru că n-au cum să înțeleagă această decizie pe care un tânăr ar putea să o ia. Având de toate, zic și eu, merg mai departe cu scenariul, având case, mașini, o poziție socială și școală foarte multă și șanse multe de a câștiga foarte bine în viață. Cred că majoritatea dintre părinți ar fi foarte împotriva deciziei pe care copilul lor le-ar prezenta-o în dimineața respectivă. Ei, dar în inima lui se întâmplă ceea ce s-a întâmplat în inima Sfântului Ioan Iacob și ceea ce spune Domnul. Că atunci când afli această comoară ascunsă, când Domnul te mângâie cât uși de puțin în inima ta și înțelegi ce mare e bogăția prezenței lui în viața ta, nu mai vrei altceva, îl vrei complet pe Domnul. Vrei să-i te dedici lui, nu pe bucățele, nu procentual, totalmente. Și toate celelalte le lași în urmă. Aceeași idee este exprimată și în următoarea parabolă, la fel de scurtă despre care vă pomeneam. Iarăși zice, asemenea este împărăția cerurilor, cu un neguțător care caută mărgăritare bune. Și aflând un mărgăritar de mult preț, s-a dus, a vândut toate câte avea și l-a cumpărat. A renunțat la toate pentru acel mărgăritar. Sigur că Domnul folosește și într-unul și în celălalt dintre cazuri, folosește o terminologie accesibilă nouă, un limbaj potrivit timpului și atunci la vede și acum. Comoară și mărgăritar. Ducându-ne cu gândul la dimensiuni, la bogății de natură materială. Și mărgăritarul și comoara, nu? Au valoare financiară. Au valoare materială. Însă Domnul, pentru că știa în ce termen gândeau oamenii de atunci, folosește aceste cuvinte, dar exprimând o altă realitate. Tot timpul, comparațiile pe care le face despre împărăția lui Dumnezeu folosind elemente din lumea naturală, se referă la realități spirituale.
Și zic încă o dată, folosește acest limbaj material pentru că noi oamenii suntem materialiști. Și dacă cineva ne-ar spune pe de-a dreptul câteva lucruri sau o anumită idee folosind doar un limbaj duhovnicesc, trece pe lângă capul nostru, trece pe lângă mintea noastră, pentru că nu ne este accesibil. Noi trăim într-o foarte profundă ancorați într-o lume materială. Dar încă o dată zic, Domnul folosește elemente materiale pentru a exprima, de fapt, o realitate spirituală. Prea puțin timp îi dăruim lui Dumnezeu. Prea puțin timp dăruim căutări împărăției lui Dumnezeu. Atât de multe se întâmplă în jurul nostru. Atât de mișcătoare este lumea în care noi trăim. Și totuși, noi continuăm să investim la nesfârșit în cele materiale, ignorând aproape completamente pe cele spirituale. Dă boala, dă moartea și mai grav. Și asta vă spuneam și cred că e cel mai trist lucru care se poate întâmpla. Să ajungi la o vârstă din darul lui Dumnezeu și să-ți dai seama că toată investiția pe care ai făcut-o în viața ta de 50, 60 sau 70 de ani sau mai mult a fost în zadar. Pentru că toate le lași în urmă. În întâlnirea Domnului cu surorile Marta și Maria, vă aduceți aminte, în casă, Marta slujea, punea masa, Maria stătea la picioare. Și Domnul, într-un fel, zicem noi că o ceartă pe Marta pentru că se străduia prea mult spre cele materiale. Dar nu o ceartă, aș zice eu, pe Marta. Și, de fapt, așează o ierarhie foarte clară. Și zice așa, Marta, te silești și te îngrijești de multe. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Nu judecă pe Marta, nici pe departe, dar spune un adevăr. Când îți alegi cele spirituale, cele spirituale nu ți se iau. Niciodată. Când îți alegi cele materiale, cele materiale, la un moment dat, toate se vor lua de la tine. La un moment dat, vei rămâne fără nimic. Pentru că sfârșitul la toți este moartea. Așa a îngăduit Dumnezeu. Și zic lucrul acesta nu ca să ne temem, ci ca să ne înțelepțim. Și să ne dăm seama că Sfântul Ioan Iacob, prin deciziile pe care el le-a făcut, ne cheamă înspre acest drum propus de Domnul Hristos și care rămâne valabil de atunci și pentru totdeauna. Să căutăm mai înainte de orice împărăția lui Dumnezeu. Pariul este mare, aș zice. Lași totul ca să câștigi totul. El a lăsat totul în urmă. A fost un om educat și avea toate șansele să ajungă bine, pentru că a fost primul la învățătură în școlile pe care le-a parcurs, dar el a vrut altceva. S-a dus la Ierihon, în pământul Domnului Hristos, acolo unde și-a mișcat pașii, s-a dus în Țara Sfântă și de acolo s-a dus în Sion. S-a dus în împărăție, s-a mutat de la pământ la cer. N-a trăit foarte mult pe acest pământ. N-a trăit. Dar nici nu era importantă vârsta pentru el și timpul petrecut pe acest pământ. De ce? Pentru că ne întoarcem la definiția sfințeniei pe care am pomenit-o la început. Ce este sfințenia? Timp scurt, petrecut bine. Și a ales să-și trăiască viața cu intensitate. Ce învățăm noi cei de astăzi? Nu ne putem toți lăsa familiile și casele noastre și să trăim o viață ascetică, pușnicească. Nu este vorba de așa ceva, dar el rămâne un exemplu pentru noi, în sensul în care, încă o dată, trasează foarte limpede drumul către Dumnezeu și stabilește, în consecință, o ierarhie pe care ne-o amintește și nouă. Mai întâi, cele ale împărăției, pentru ca să avem bucurii pământești după. Sau cum spune românul, când nu ai pe Dumnezeu mai înainte de orice, nu ai haznă de nimica. Sau în termenii Evangheliei de astăzi, cine nu adună cu mine, risipește. Să nu uităm acest lucru. Cine nu adună cu Domnul Hristos, risipește. Ne pune față în față veșnicia cu efemerul și ne îndeamnă și ne cheamă să alegem veșnicia unde investiția este mult mai rezonabilă, mult mai sănătoasă și, bineînțeles, mult mai demnă de ceea ce înseamnă omul. Și mai adaug atât. E o mare cinste ca Sfântul Ioan Iacob să fie ocrotitorul bisericii dumneavoastră și a cartierului dumneavoastră până la urmă. E o mare cinste pentru că el este un sfânt contemporan nouă. N-a murit de foarte multă vreme. Cei mai în vârstă aproape că au fost contemporani cu el. Și tocmai pentru că este atât de apropiat, ne arată că Sfințenia nu este un deziderat de acum sute de ani,
ci este un deziderat pe care și noi l-am putea avea. Și este mijlocitorul dumneavoastră, ziceam, apropiat și ca timp, și ca sânge, și ca neam până la urmă, și ca și rugător. Pentru că atunci când este ales un sfânt ca și protector al unei biserici sau unei comunități, într-un fel, duhovnicește vorbind, îl obligăm pe acel sfânt ca să se ca sfânt lângă Dumnezeu să mijlocească pentru noi. Și nu e puțin lucru ca dumneavoastră călcând pragul acestei frumoase biserici împreună cu preotul dumneavoastră să-i cereți ajutorul și să aveți această încredințare că El își iubește pe cei de un sânge și de o credință cu El. Pe El, pe Sfântul Ioan Botezătorul, am venit să, pe Sfântul Ioan Hozevitul, Iacob Hozevitul, am venit să îl prezim astăzi și să sărbătorim hramul Bisericii dumneavoastră. Amin.